cine este în spatele lui Iohannis, discutăm imediat. Dar până atunci, domnilor și domnilor, vedem înregistrări explozive cu șeful statului. Cel mai bun prieten al său, între alții, face dezvăluiri spectaculoase. Hai să vedem. Sobru și exigent în apariții republice, Klaus Iohannis recunoaște că este un alt om atunci când se află printre prieteni și mai ales alături de Carmen, soția și sufletul lui pereche. Povestea lor de iubire a început acum mai bine de 25 de ani și a fost dragoste la prima vedere. Adevărata mea dragoste a venit mult mai târziu și până în ziua de astăzi am rămas cu ea. Este soția mea, Carmen. Este sufletul dumneavoastră pereche. Așa este. Ne-am plăcut de prima dată de când ne-am văzut și relația a evoluat din bine înspre mai bine și în final am hotărât să rămânem în... Și fericite, este extrem de simplu. Trebuie să-ți iubești partenerul și trebuie să-ți dorești să mergi împreună cu el mai departe, până la sfârșit. Dar viața lor de cuplu este umbrită de un mare regret, acela că nu au putut avea copii. Copii nu aveți? Dumnezeu nu ne-a dat. Nu a fost să fie. Da, asta este. Nu poți să le ai pe toate în viață. V-ați împăcat cu această idee? Între timp, da, dar nu mi-a fost ușor. Prins în vârtejul muncii de zi cu zi, Klaus Iohannis nu a renunțat însă la câteva dintre pasiunile pe care le are de o viață, tenisul și grădinăritul. Am observat zbirieturi pe mâini când venea la orele de tenis și de acolo începeau discuțiile cu referire la pasiunea pentru trandafiri. Și spuneam, ce ai pățit la mâini de aproape că nici nu poți să joci tenis ca lumea așa. Și atunci am povestea despre modul în care are grijă de trandafiri. Din păcate, mi-a rămas, recunosc, foarte, foarte puțin timp pentru pasiuni, pentru hobby-uri. Singurul pentru care mai găsesc câteodată o jumătate de oră sau o oră este grădinăritul. Mai exact, mă ocup cu mare plăcere de trandafirii mei. Am încercat să adun foarte multe soiuri. Am între timp în grădină bine peste 100 de trandafiri. Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. Pentru orice om e important să facă exact lucrul la care se pricepe și care îi place. Capul și gresie și faianță și meșterește aproape orice. Și a cumpărat casa cam în același timp cu toți prietenii din grup și cu toții căutam meșteri. Meșterii erau deja plecați și după ce a văzut la 2-3 dintre noi calitatea lucrărilor, a zis ăștia nu sunt meșteri. S-a dus în Germania și a cumpărat ustensile și a luat materialele de aici, a măsurat,
de 10 ori a tăiat odată și când ne-am dus și am văzut ce a făcut, am zis, dacă știam, te chemam și la noi. Klaus Iohannis și-a dorit încă din copilărie să fie profesor și și-a împlinit visul. De-abia așteptam să vină la ora de fizică, pentru că era profesorul simpatic și sexy, de care foarte multe fete, din câte știu, erau îndrăgostite. Aș punea catalogul pe genunchi, cu pixul, cu o mutră impasibilă, deci nu i se recunoștea nicio expresie a feței și făcea prezența. Dar nici măcar capul nu și-l mișca, numai ochii. Avea și curajul și dreptul să-l corecteze pe profesorul de mate. Noi făceam pe noi de frică. Profesorul era obligat să facă prezența și l-a întrebat pe colegul Klaus, Iohannis, cine ți lipsește? Și atunci am remarcat simțul umorului. A răspuns, mie nu-mi lipsește nimeni. Am stat într-o cameră minusculă de cămin, de obicei 6, câteodată chiar 7 studenți, o cameră de, nu știu, 15 metri pătrați. Și când am fost elev și când am devenit profesor, în anii de studenție la Cluj foarte rar am folosit bicicleta, dar după aceea când am revenit mi-am reluat obiceiul și cam până la 30 de ani am mers de obicei cu bicicleta, câteodată pe jos, practic niciodată cu mașina. Gătiți câteodată? Nu. Nu intrați în bucătărie? Nu, dar de mâncat cu plăcere. Mâncarea dumneavoastră preferată care este? Ciorba de perișoară. Doamna! Te-am făcut cu ruj acum. Născut la Sibiu, fiul unei sore medicale și al unui tehnician, Klaus Iohannis vorbește cu mândrie despre originile sale simple. Familia tatălui a fost mici comercianți. Străbunicii au avut un mic magazin în care se vindeau haine. Un alt străbunic a fost ceasornicar și a vândut ceasuri. Bunicul meu, la rândul lui, a fost comerciant. Înainte de război și în timpul războiului vindea mașini. După război a vândut costume de haine bărbătești. Mi-amintesc că, da, au fost destul de multe zile când am rămas acasă cu bunicii, fiindcă părinții au lucrat amândoi și s-a întâmplat, sigur, de multe ori să lucreze în aceeași tură și să rămânem noi copiii cu bunicii acasă. Mai primeam un leu, o prăjitură, o încurajare de la bunicii. Din toate amintirile despre copilărie, președintele are un obiect de preț care îl face să se gândească la acele vremuri. Un ceas care a fost produs chiar de străbunicul meu, care a fost ceasornicar. Inima mea e ușoară, inima mea parcă zboară, inima mea nu e întreagă dacă nu ești tu. România este patria mea. Dacă ar fi în fața dumneavoastră o femeie care s-ar numi România, cum ați descriu în câteva cuvinte? Frumoasă, cu un trecut de multe ori complicat, câteodată tristă, câteodată veselă, dar care merită oricând să te lupți pentru ea. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușman, și cruzii tăi dușman. Nu, în corul liceului. Exigent cu sine însuși, președintele spune că are momente în care își reproșează că nu a luat cele mai bune decizii. Nu v-a supărat niciodată pe Klaus Iohannis? Ba da, dar atunci este nevoie de un moment de reflexie. Klaus Iohannis plânge câteodată pe ascuns? Și bărbații plâng. Eu sunt botezat luteran. Asta a fost tradiția în familia mea. Dumnezeu există numai unul pentru toți.
În momentele sale de relaxare, președintele se amuză de poreclele Arnold și Santa Claus, primite de la prieteni. I'll be back. 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 I'm back. Și în final, Mickey Mouse sau Santa Claus? Santa Claus. Feel good.